Când am intrat la facultate de jurnalism, ni s-a spus că noi jurnaliștii, indiferent de ce articol avem de scris, trebuie să răspundem la 5 întrebări sacre. Cine face, ce, unde, când și de ce. Numai că eu, când am început să fac jurnalism de investigație în România, m-am pomenit că încercam să-mi răspund nu la 5 întrebări, ci la 6 întrebări sacre. Mai băgasem una de la mine. Cine fură, ce fură, unde fură, când, de ce și... De ce mai stau în țara asta în care se fură atât? Indiferent de ce subiect făceam, această a 6-a întrebare îmi sărea în cap așa ca o minge de ping-pong. De ce mai stau în România? Acum știu exact de ce mai stau. Știu exact de ce mai stau. Deja suntem martorii unui exod fără precedent al oamenilor în afara granițelor țării. După unele calcule, până acum au plecat din România peste 8 milioane de oameni. 8 milioane. Imaginați-vă că dacă ar fi să-i adunăm la oaltă pe toți românii care au plecat deja și să-i urcăm în autobuze, am format o coadă de autobuze bară la bară, lungă de 2400 de kilometri. O coadă de autobuze care pornește din fața acestui teatru și se termină abia la ocean, în capătul celălalt al Europei. Este o calamitate. Raportat la totalul populației, procentul românilor care au plecat deja în străinătate este comparabil cu cel al ucrainenilor sau al sirienilor. Dar la oamenii ăștia cad bombe în țara lor. La noi nu cad bombe. Și totuși de la noi oamenii fug de parcă ar cădea țara cu totul. Și problema este că valul exodului nu s-a terminat, ci s-ar putea să vă măture și pe voi. De ce? Un studiu de anul trecut, făcut de o casă de sondare a opiniei publice, arăta că 2 din 10 români intenționează să plece din România în perioada imediat următoare. 2 din 10. Ceilalți probabil că nu s-au uitat încă la investigațiile noastre de la Recorder. Căci acolo sunt niște motive extraordinare de plecat din țară. Politicieni lacomi și fără scrupule care fură din banii noștri, păduri tăiate cu sălbăticie, politruci habarniști care iau locul specialiștilor în instituții publice. Toate astea sunt motive nemaipomenite de plecat din România. Sunt primul care aflu despre ele. Sunt primul care aflu despre nenorocirile pe care voi urmează să le vedeți în investigațiile de la Recorder și totuși sunt ultimul care să-și dorească să părăsească această țară. Și am câteva motive. În primul rând, mai stau pentru că sunt convins că România se poate schimba. Cel mai bun argument că România se poate schimba este că România s-a schimbat deja enorm. România s-a schimbat deja enorm în ultimii ani. Când am intrat în presă, în 2002, România era o țară gri, fără nicio direcție. Eram într-un întuneric ce părea fără ieșire. După doar 2 ani, țara a intrat în cea mai puternică alianță militară din lume. A urmat apoi aderarea la Uniunea Europeană și granițele ni s-au deschis. Tot mai mulți români au început să găsească oportunități aici, în propria lor țară, nu numai peste hotare, iar cifrele au început să se îmbunătățească uluitor. De atunci, speranța de viață a românilor a crescut cu 5 ani. Rata mortalității infantile a scăzut de 3 ori. Veniturile țării s-au dublat. Și după calculele Eurostat, puterea de cumpărare a românului a ajuns-o din urmă pe a polonezului și a întrecut-o pe cea a ungurului. Și un alt fapt uluitor. De câțiva ani, România este clasată de Banca Mondială în topul țărilor cu venituri mari, alături de cele mai bogate țări ale lumii. România. Toate datele arată că în această perioadă România a traversat cei mai buni ani ai ei din toată istoria locuirii pe aceste meleaguri. Și eu mă gândesc la oamenii buni care de-a lungul istoriei au crezut în această țară în condiții infinit mai grele. Și eu refuz să-mi pierd încrederea în România când ea traversează cea mai bună perioadă a ei din istorie. Și o să vă dau un exemplu. E o poveste adevărată. Acum mai bine de 100 de ani, o tânără englezoaică a venit să trăiască aici, în România. Venea din una din cele mai bogate țări ale lumii, să trăiască într-o țară atât de săracă, încât avea să vadă cu ochii ei oameni murind pe stradă de foame. Dar englezoaica n-a făcut cale întoarsă. Nu s-a dus în țara ei bogată. A stat. A stat aici gândindu-se că România poate fi mai mult decât atât. Poate mai mult de atât. A născut un băiețel la București. Dar la 3 ani, copilul ei s-a îmbolnăvit grav. Niciunul din medicii români, sosiți la pacient, nu a fost în stare să facă ceva. Inițial nici măcar nu știau ce are. Și copilul a murit. Nici după această tragedie, englezoaica nu a plecat din România. N-a înjurat această țară, a stat. Era hotărâtă să mai stea. Englezoaica era hotărâtă să mai stea, era decisă să mai stea, deși nu mai era deloc în siguranță în țara noastră. Imperiul German, cu cea mai puternică armată a Europei, o dorea moartă. Dar ea s-a bazat pe armata română că o să o protejeze. Eram în timpul primului război mondial. Însă armata română s-a dovedit imediat ce a intrat în război o instituție coruptă și prost dotată. Armata română a pierdut repede Bucureștiul și 2/3 din toată țara. Englezoaica și-a pierdut casa. Și-a pierdut și mormântul copilului, abia îngropat. Dar nici acum nu a plecat din România. Nu a dat vina pe armata română, nici pe această țară. A stat. Englezoaica a stat și a făcut bine că a stat. România avea să-i demonstreze că e mai mult decât atât, că poate mai mult. După o rezistență eroică, dar mai ales după o diplomație iscusită și o șansă istorică, România și-a redobândit teritoriile pierdute în timpul războiului. Ba mai mult, a fost capabilă de un miracol. A dobândit de 2 ori mai multe teritorii decât avea înainte de război. Iar englezoaica a fost actor principal în acest miracol, pentru că a hotărât să stea. Și a stat. A stat în România până la finalul vieții. A lăsat în urmă un testament în care a scris următoarele cuvinte. Te binecuvântez, iubită Românie, țara bucuriilor și durerilor mele, frumoasă țara care ai trăit în inima mea. Numele englezoaicei? Marie de Saxa-Coburg, Majestatea sa, Regina Maria a României. Regina Maria era un om bun. Exemplul ei arată cum o străină a avut puterea să nu-și piardă încrederea în această țară, tocmai când țara trecea prin încercări infinit mai grele decât astăzi. Și eu refuz să-mi pierd încrederea în România când țara trăiește cei mai buni ani ai ei din toată istoria locuirii pe aceste meleaguri. Și această transformare incredibilă din ultimii ani a fost posibilă datorită oamenilor din această țară. Deopotrivă, corporatiști din Pipera sau agricultori din Bărăgan sau antreprenori din Suceava, medici, arhitecți, ingineri, oameni buni care au făcut mult bine acestei țări, făcând un lucru aparent banal. Și-au văzut de treabă. Și-au văzut de treabă. Țara asta a mers înainte datorită oamenilor ei, dar în ciuda politicienilor ei. Avem o țară cu politicieni groaznici, e adevărat. Dar eu nu vreau să-mi găsesc fericirea în politicianul român. O singură țară există pe globul ăsta unde se spune că omul de rând își găsește extazul în politicianul din vârful țării. Coreea de Nord. Și atunci, dacă nu vreau să îmi găsesc extazul în politicianul român, de ce să las să mă aduc în starea diametral opusă, la depresie, la disperarea profundă care să mă facă să iau o decizie radicală, să schimb țara? Pentru că să schimb țara nu e ca și cum te-ai mutat de pe un scaun pe celălalt. Este un proces pentru mine similar cu cel al smulgerii unui stejar dintr-o pădure și al plantării lui într-un ghiveci. Fie solul din acel ghiveci cel mai fertil sol, tot vor rămâne traumele smulgerii acelui stejar din mediul lui. Căci România nu este doar o adresă poștală. Este un mediu în care am crescut cu toții de mici. Eu mai stau pentru că sunt convins că România este o țară bună unde să-ți găsești fericirea. Deja țara asta a devenit țara bucuriilor mele, cum zicea Regina Maria. Și asta în ciuda faptului că aici câștig poate de 10 ori mai puțin decât aș fi câștigat ca jurnalist în Germania. Cea mai mare bucurie a mea este legată de succesul proiectului Recorder. Pentru mine și pentru colegii mei de la Recorder, România a fost țara unei oportunități. O țară care ne-a permis să ne împlinim un vis. O redacție de jurnaliști independenți finanțați de publicul lor. Eu cred că România a fost poate una dintre cele mai bune țări de pe glob pentru un proiect precum Recorder. De ce? Pentru că, în primul rând, aici am găsit teren fertil în inimile a mii de români dispuși să doneze pentru o cauză nu foarte populară la nivel mondial. Să fim serioși, jurnalismul. Orice ar spune alții despre ei, pentru mine, românii sunt un popor de oameni generoși și de oameni care cred în idealuri mărețe, cum este adevărul, cum este libertatea. Libertatea. Acesta este un alt motiv pentru care eu cred că România a fost o țară bună pentru Recorder. Aici am avut libertatea să dezvoltăm acest proiect. Cu siguranță la cât de tare am deranjat noi, jurnaliștii de la Recorder, într-o țară mai din est, am fi sfârșit prin pușcării sau împușcați prin scări de bloc. Bine, o să ziceți că aveam libertatea să facem proiecte din asta prin Germania. E adevărat. Dar în Germania Recorder nu ar fi avut la fel de mare impact. Pentru că Recorder este în România mai mult decât o redacție de jurnaliști. Este o soluție la o problemă majoră. Lipsa de încredere a oamenilor într-o presă din ce în ce mai coruptă și mai controlată politic. Simt că viața mea a căpătat sens în România. Munca mea a căpătat sens, încercând să rezolve o problemă pentru mulți oameni. Simt că munca mea a devenit vocea celor fără voce, ochii celor care nu sunt lăsați să vadă și urechile celor care nu sunt lăsați să audă. Simt că viața mea a căpătat sens aici. Și ca mine sunt foarte mulți români care și-au găsit sensul în viață în România. Ori o țară care te lasă să îți găsești sensul și să ți-l urmezi, pentru mine este o țară bună. Sunt nenumărate studii care arată cât de important este pentru individ să-și găsească un sens în viață. 8.000 de tineri au făcut obiectul unui studiu la Johns Hopkins University din Statele Unite. Întrebați care este cel mai important lucru pentru ei în prezent. Doar 16% au spus să fac mai mulți bani. 78% au spus că pentru ei în prezent este vital să-și găsească un sens și un rost în viață. Iar România poate să facă asta pentru voi. România vă poate ajuta să vă găsiți sensul în viață, pentru că România este țara sensurilor ce se așteaptă a fi găsite, căci este țara problemelor ce se așteaptă a fi rezolvate. Și nu neapărat de autorități, ci chiar de oameni buni ca voi. Și o să vă dau un singur exemplu. Medicul Cătălin Cârstoveanu este un medic care deja îl știe o țară întreagă. La finalul anilor 90, Cârstoveanu lucra într-un spital infect din București, unde apa curgea din tavan. Și a primit o ocazie unică de a lucra într-un spital ultramodern din Statele Unite ale Americii. Și s-a dus și a lucrat în spitalul ultramodern din Statele Unite ale Americii. Dar s-a întors. S-a întors în România, s-a întors la spitalul infect din București, unde apa curgea din tavan. Și primul lucru pe care l-a făcut? A oprit apa să mai curgă din tavan. O fi zis probabil așa, nu o să pot schimba eu toată țara asta, că acum că am venit, dar măcar pot să schimb ceva la tavanul ăsta. Și nu s-a oprit la tavan, nu s-a oprit la tavan. Inspirat de ce a văzut în Statele Unite ale Americii, la acel spital, a început să adune fonduri de la privați și să modernizeze tot ce era de modernizat în secția lui. Astăzi, la Spitalul lui de Stat din București, avem cea mai modernă secție de terapie intensivă pentru nou-născuți din sud-estul Europei. Pentru Cătălin Cristoveanu, România a fost o oportunitate, pentru că aici a putut să salveze mult mai multe vieți de copii decât ar fi putut-o face în Statele Unite ale Americii, unde lucrurile erau deja modernizate. Acolo lucrurile erau deja aranjate. Aici lucrurile se așteptau a fi salvate. Ce spune asta despre România? Ce spune exemplul lui Cristoveanu despre România? Că România, într-o viață de om, este țara unde poți să faci cât mai mult bine la cât mai mulți oameni. Poți să faci bine la mulți oameni și într-o altă țară, e adevărat. Dar eu cred că aici, în timpul limitat pe care îl avem pe pământ, putem să facem cel mai mult bine la cei mai mulți oameni. Fiecare om bun care rămâne în România contează. Contează și dacă nu face nimic special, pentru că oamenii buni au o capacitate incredibilă de a răspândi bunătate în jurul lor. Un om bun nu păstrează bunătatea doar pentru el, ci o răspândește cum o lumânare care luminează în întuneric. Nu se luminează doar pe ea însăși, ci luminează și în cameră. De aceea, de fiecare dată când un om bun părăsește România, undeva într-un colț din această țară se așterne întunericul. Eu mai stau. Mai stau cu gândul la milioanele de români care deja au plecat. E adevărat, oamenii ăștia au împins țara înainte de la spate în ultimii 30 de ani. Dar România nu mai are oameni buni de dat peste graniță. Un corp poate să doneze sânge doar până la un punct, dincolo de care își face rău și moare. România a trecut de mult de punctul din care să poată dona oameni fără să-și facă rău. România nu mai are oameni de dat. Țara asta are acum nevoie, mai mult ca niciodată, de exemplul oamenilor buni care au ales să mai stea. Mai stați. Mai stați, oameni buni. Mai stați. Mulțumesc.